aeroportul modern și supravegheat din Craiova. Pe lângă gard vedem foarte multă ambrozie în floare. Spaima persoanelor alergice. Cred că și dincolo de gard, pe teritoriul aeroportului, vedeam ambrozie și aici, pe drumul național. Nu știu a cui e responsabilitatea ambrozia asta, dar în mod sigur primăria ar trebui să se ocupe, să sesizeze organele abilitate. Administrația drumurilor, cel mai probabil, lângă aeroportul din Craiova. Vă rog să-i transmiteți că e ilegal. Dar gunoiul ăsta de peste drum de aeroport, sigur e de competența primăriei. Asta nu-i de azi, de mâine. E de veacuri. E de câteva mandate, ca să zic așa. Dacă nu era asta destul de grav, acolo un gospodar mai arde și gunoaie. Riscă să facă un incendiu de vegetație, să ia foc iarba asta, să ajungă și la satul nou. Gospodarul ăsta nu știe că nu-i voie să arzi nici deșeuri, nici vegetație. La Craiova încă nu a ajuns regulile obligatorii pentru toți. Stai că afacerea încă nu-i deschisă. Deci că în curând să vezi ce o să ardă e când o să o deschidă. Gospodarii ăștia nu știu că vegetația trebuie folosită ca îngrășământ. Ia uitați, deci pământ searbăt, lut, nisip, ce-o fi pe aici. În loc să cumpere îngrășământ, mai bine ar lăsa să putrezească vegetația asta și ar îngrășa pământul, dar aici e mai grav decât atât. Ei se pare că au ars deșeuri. Furca-i alături. Au făcut curat și au amenajat teritoriul, dar au încălcat legea. Au ars gunoaiele. Răspundere penală pentru asta.